Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În Audiență. Ca în fiecare zi de miercuri, primarul municipiului Iași, domnul Mihai Chirica, este prezent în platoul Iași TV Live pentru a răspunde întrebărilor și mesajelor domniilor voastre. Prin urmare, vă sfătui să profitați de ocazie și să-l abordați pe orice subiect administrativ, pentru că nu e așa, o informare dintr-o sursă sigură a devenit o rară avis în zilele noastre, într-un context dominat de fake news-uri și manipulare. Bine ați revenit, domnule primar. Da, mulțumim foarte mult și cred că o să rămânem una dintre cele mai credibile emisiuni. Aici dialogul este direct, împlinirile sunt raportate în direct, ca și neîmplinirile. Dacă am să am ocazia, am să vă dau și exemplu, n-am spus întâmplător lucrul acesta. Înainte de a lua primul telefon, vă reamintesc că puteți intra în dialog cu domnul primar prin intermediul numărului afișat de colegii mei pe ecran, 0332 11 041, număr cu tarif normal, și prin intermediul paginii noastre de Facebook, unde emisiunea este transmisă în direct. De asemenea, vă invit să accesați site-ul iaștevelai.ro cu click pe secțiunea live, și mai există și mail-ul în audiența@iaștevelai.ro pentru a transmite mesajele dumneavoastră. Hai să luăm un prim telefon înainte de a răspunde la mesajele din emisiunea trecută. Bună seara! Bună seara! Bună seara, domnule primar! Bună seara, vă salutăm! Mă numesc Leontine Neculai. Mă numesc Leontine Neculai din Tătăraș. Notați-mă acolo, să scriu numărul 1, da, bine. Vă aduc la cunoștință că am mai vorbit cu dumneavoastră despre două căi de acces și din căile de acces a patru blocuri T1, T2, T3, T4, care dumneavoastră mi-ați promis că vara asta se va realiza, ceea ce vara a trecut, poate la vara care vine, dacă nu se mai poate acum, dacă vine septembrie, vine octombrie, vine frig. Și astea căi de acces, oamenii funcționează pe ele. Trebuie să mergem la Medilife, la farmacii, și sunt dezastroase. Mai rău ca la țară, la Valea Lungă, localitatea unde m-am născut, este asfalt ca autostradă. Iar aici, unde sunt în oraș, categoria A, că vine acuș să plătesc impozitul pe apartament, sunt ca la țară, mai rău ca la țară. Ce să discutăm? Mi-ați promis, totuși promis, că, dar nu puteți să trimiteți pe cineva ca să vadă într-adevăr astea două căi de acces pe care vi le am comunicat de vreo nu știu câte ori? Așa. Să trimită cineva să ia legătura cu mine, să-i arăt care-i deaua. La domnul de la Citadin, care mi-a asfaltat platoul din Tătăraș, de unde stau eu, a venit, le-am arătat dânsului, a rămas cu arătat, tot, în rest nimic. Iar dumneavoastră mi-ați promis că se va rezolva. Permiteți un om care... Am înțeles, domnule, de asta v-am și lăsat să vorbiți până la capăt și vă mulțumesc. În timp ce dumneavoastră îmi transmiteați, eu scriam la colegii mei care... cărora le-am transmis mesajul de la ultima noastră intervenție. Exact. Și am spus, ascultă, te rog, să vezi ce mă tăvălește la TV Live cu căile de acces de la B-uri. Discutăm mâine. Și mâine dimineață mi-asum eu critica pentru ceea ce ați spus, pentru că mi se cuvine, că n-am mai urmărit-o până la capăt, da? Și mâine dimineață încep tăvăleala cu colegii mei care nu și-au făcut treaba, pentru că nu făceau căile de acces nici pentru noi, nici pentru mine, le făceau pentru oraș. N-au stat, cu siguranță n-au stat, o mai ar fi fost și altele, dar atunci când, știți cum e, promisiunea e mai grea decât mai ales că orice contract. O cale de acces are și un parc de joacă copii. Am înțeles, am notat și ne reauzim săptămâna viitoare, vă rog să sunați din nou. Vă mulțumesc tare mult și nu vă supărați, că eu nu... Dar nu mă supăr. Cuvântul ăsta nu prea îmi place. Oricât de mult m-aș strădui și trebuie să acceptați și această explicație, nu o să pot niciodată să le acopăr pe toate. Nu, dar ai fizicul... Nu, dar trebuie scos din discuție, că, din context, că nu e bun. E o sesizare care, mai ales că atunci am vorbit... Am preluat-o, domnule Onte, mulțumesc, ca să lăsăm să mai preau și altele. Mai sunt oameni care vor să mă critice.
Cu respect. Nu, cu domnule Băunte am mai avut dialog, știu, dacă vă amintiți. Știu, da. Și chiar eu i-am spus că în vara aceasta vă promit că o fac. N-am știut că a trecut, au trecut colegii mei nepăsători pe acolo. Ieri l-am bombardat un pic pe cel de la Citadin, pentru că banda de circulație de pe Iorga, dintre podul de piatră și intrarea în pasaj, plus până spre gara internațională, am spus, mai vezi că banda unui e distrusă. Uh-huh. Să nu intru în timpul școlii cu ea nefăcută. Mai treceam la 2 săptămâni. Marius, să nu uiți ceea ce te-am rugat. Și până am ajuns vineri și am zis, Marius, te-am lăsat timp de 3 săptămâni și ai uitat. Șeful, știți că, da, într-adevăr, mutasem toate echipele la, sau în fine, mare parte din ele la școala Nicolae Iorga, uh-huh, unde am făcut un exces de zel acolo, dar a ieșit bine. A ieșit bine, revenim la școala Iorga după ce ne oferiți răspunsuri, le oferiți răspunsuri telespectatorilor, dacă deci, le aveți la îndemână. Deci nu vin la emisiune miercurea viitoare dacă nu e rezolvat la beuri. Ok. Nu, și nu mai vin la televiziune până nu rezolv la beuri. Adică mă mut acolo și o să facem în direct, așa, prin telefon, eu o să fiu la beuri. Nu, și, dar sunt convins că se rezolvă până miercuri. Îl trimit pe Marius Ionescu în emisiune să răspundă el. Da, mulțumim. Aveți mesaje? Răspunsuri la mesajele? În principiu le-am dat pe toate și am și contactat, okay, de-a pe colegii mei. Am să vă mai transmit eu două, ceva mai târziu. Ok, intrăm în desfășurătorul emisiunii de astăzi și evident nu putem începe decât cu evenimentele de luni, când a debutat un nou an școlar. Eu i-am spus un an școlar atipic, pentru că niciodată în istoria sistemului educațional ieșean el nu a avut parte de asemenea investiții. Vorbim de grădinițe noi, vorbim de săli de sport noi, vorbim de consolidări, de clădiri, de reabilitări, de terenuri de sport și dacă ne ducem în interior găsim echipament, găsim mobilier, tot ce trebuie pentru un proces educațional în conformitate cu cele mai înalte standarde. Eu cred că am atins în anul 2024, am atins apogeul programului de investiții, în sensul că am reușit să mobilizăm zeci de milioane de euro, toate dirijate doar pentru programe de investiții în infrastructura învățământului preuniversitar. Sigur, mai sunt de făcut. Astăzi am avut o întâlnire cu doamna director de la Liceul de Transporturi, uh-huh, doamna Roznovan, cu care am programat o întâlnire. Acolo avem un program de investiții, dar îl extindem pe încă 4 clădiri. Deja am și acceptat faptul să facem acest lucru. Deci, dar suntem, să spunem, pe vârful programului de investiții din ultimele decenii și nu puține în municipiul Iași. Nu fac coroană de laur din chestiunea asta, pe mine nu mă interesează să investim mult, ci să scoatem rezultate, sigur, foarte bune. Și să știți că rezultatele încep să se vadă an de an. Învățământul ieșean confirmă și reconfirmă faptul că suntem în topurile învățământului la nivel național. Nu este suficient. Ne interesează foarte mult și de cooperarea, colaborarea cu învățământul universitar și aici se lucrează. Știți bine că facem împreună un campus în zona, în fine, Iezăreni, împreună cu Universitatea pentru Științele Vieții, împreună cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asache și noi. Am atras acolo și prezența primăriei Miroslava și a Liceului Agricol de acolo și a Liceului Agricol din Iași. Ascultam un reportaj, a fost prezentat ca un lucru extraordinar, campusul de la Oradea, care zice că este în lucru, dar eu știu că e finalizat, dar eu știu că este în lucru cum este și al nostru, cel pe care îl face cu nivel. Nu contează, nu, aici nu ne confruntăm între primării și realizări, important e că suntem în topul realizărilor din punct de vedere a învățământului preuniversitar și universitar. Este o deviză pe care mi-am pus-o pe frontispiciu atunci când am ajuns primar, școala are prioritate și vă spun de ce. Pentru mine, școala a reprezentat singura șansă de a mă realiza în viață. Uh-huh. Cartea de vizită pe care am prezentat-o de fiecare dată când m-am dus într-o competiție și cine sunteți? Sunt așa, ce ați absolvit? Am făcut asta. Cum ați absolvit? Și le spuneam, am terminat șef de promoție, magna cum laude 1995. Deja erau interesat, da? Vă rugăm să luați loc, ne-ar interesa un astfel de student, mai ales de o profesie tehnică. Prin urmare, învățarea mi-a fost șansa în care am putut să deschid mult mai ușor ușile acolo unde am avut nevoie, pentru mine personal, în primul rând, și mai departe și pentru comunitate, ceea ce am recomandat tuturor. Bine, nu pot termina toți șef de promoție sau toți cu coroniță, nici nu trebuie asta. Nu faceți din asta o grijă în viață, dar încercați să fiți pe topuri.
atunci când intrați într-o competiție să vă puteți bate și cu un chinez, și cu un japonez, și cu un finlandez, și cu un francez, și cu un neamț, dar pe aia sigur îi bateți. Cu primii trei o să fie mai greu, ca să puteți să vă găsiți un loc călduț în viață. Pentru că asta m-a învățat și mama, Dumnezeu să o țină sănătoasă. Dacă vrei un loc călduț în viață, învață mult. Dacă vrei să fii sluga tuturor, nu învăța. Prin urmare, plecați de la această premisă. Ați spus că am atins apogeul, dar lucrurile bune continuă. Mai așteptăm încă vreo 4-5 săli de sport, nu? În sensul apogeul programului de investiții. Pentru că nu toate s-au realizat. Cum dădeam și exemplu înainte emisiunii, deja avem primele viramente din Programul Național de Redresare și Reziliență pentru Reducerea Riscului Seismic. Suntem prima școală din Iași, din România, care a reușit să consume deja bani, au venit de conturile pe primele două facturi de la liceu pedagogic. Pe consolidare, da. Pe consolidare. Asta înseamnă că mecanismul funcționează, ne-au intrat primele milioane de lei, banii noi îi dăm de săptămâna aceasta către constructori și în felul acesta dăm drumul la circuitul consumului din bani din fonduri europene, pentru că era o mare grijă la Ministerul Dezvoltării de ce nu se consumă PNRR-uri. Uh-huh. Uitați, când începem să consumăm, sunt primii care am tras din aceste programe la nivel național, tot în slujba școlii și sigur, cu îngrijorare, ne ducem și spre alte instituții școlare, când spun cu îngrijorare, pentru că știu că atunci când faci omletă trebuie să spargi ouăle, când dai cu vară în casă trebuie să faci praf, când vom face și extinderile de școală vom avea șantier și muncitori și utilaje și zgomot, dar n-avem încotro. În întâlnirile din catedre care au fost acolo la început de an și mulțumesc pe această cale și conducerii școlii Mihai Eminescu și Ice Ștefănescu și celelalte pe unde am mai trecut, au fost foarte clare. E o oportunitate, nu ne avantajează atunci când stricăm liniștea, dar nu mai avem altă șansă să mai obținem o sumă atât de mare. La liceul pedagogic, în momentul de față, investim peste 30 de milioane de euro. Cea mai mare investiție pe consolidare. Am fost director tehnic 10 ani de zile. N-am avut niciodată la dispoziție 30 de milioane de euro în 10 ani pentru investiții în infrastructura școlară. N-am avut. Acum am 30 de milioane de euro pentru o singură unitate școlară. Plus încă câteva zeci de milioane de euro pentru Colegiul Eminescu, încă vreo 5 milioane pentru Colegiul Brăileanu și etc. și etc. Deci gândiți-vă ce oportunitate deosebită este pentru noi. Problema este în felul următor și sunt convins că așa va fi. Calitatea infrastructurii va influența în sens pozitiv ca și calitatea infrastructurii în sănătate. Ai spitale bine dotate, cu condiții de muncă normale și cu paturi spitalicești firești, ai și medici buni. Prin urmare, ai școli bune, vei avea și profesori din ce în ce mai buni, pentru că implicit, concurența performanța va alunga profesorii mai puțin calificați, care din păcate acum îi mai avem printre noi, va aduce profesori de top sau din rândul celor care se vor specializa și vor continua și în felul acesta calitatea actului educativ va crește din ce în ce mai mult. Mai apar sincope. Le pomenim după telefon. Bună seara! Alo! Bună seara! Bine v-am găsit sănătoși și mă bucur că vă văd din nou. Mă numesc Judith. Domnul primar, dacă nu vă supărați, vreau și eu o întrebare, dacă se poate. Te rog, Judith. Credeți că mai merită ăsta de la PSD-ul, PNL-ul, s-a băgat și aurul, deputații ăștia s-au amestecat unii cu alții, să mai votăm? Pentru că, în primul rând, nu mai știm în cine să mai avem credere, toată populația, mă înțelegeți cum ar veni, oamenii nu mai au încredere. Deci pensiile s-au dat peste cap, salariile s-au dat peste cap, oamenii nu mai au încredere în nimic. Toate s-au scumpit, alimentele, tot s-au scumpit. Deci ce se va întâmpla până la urmă? Noi pe cine mai votăm? Că noi nu mai avem încredere în acești oameni, pentru că ne ia, ne dă, ne scumpesc, ne scade, e ceva pe calea afară. Încă eu n-am înțeles nimic prin asta. Deci, ba domnul Ciucă de la PNL, ba domnul celălalt de la PSD, ba vine și aurul care se bagă între PSD. Și cred că o să iei, bineînțeles, PSD aurul, pentru că o rugăminte. Hai, zi ceva concret legat de partea administrativă, că o facem noi politică. Politica o facem. Problema este, ai încredere în tine,
ai grijă de viața ta, nimeni nu-ți face viața mai bună dacă nu ți-o faci singură și cu nădejde în Dumnezeu mergi înainte. Mulțumesc foarte mult. Așa este. Vă mulțumesc frumos, domnul primar, și toate cele bune și frumoase, să vă dea Domnul. Cu respect. Mulțumesc. Spuneați de sincope. Lumea câteodată mă mai acuză și am văzut niște comentarii răutăcioase prezența mea de la niște oameni care mai reprezintă și puncte de vedere ce caută popii în biserică. Mă uitam pe câteva articole a unor jurnaliști și unii chiar celebri. În școli? În școli, pardon. Da. Locul lor în biserică. Eu n-am prea înțeles unde vrea să ajungă acest mesaj, dar le spun un singur lucru. Trecem peste partea bisericii creștine ortodoxe catolice, care să spuneți că sunt subiectiv și trag spre spuza mea. Dar uitați-vă un pic în marele universități europene. Uh-huh. Universitatea Catolică din Leuven, a cărui absolvent conduce acum Tribunalul Suprem European, să zicem. Belgia. Sau Universitatea Catolică din Viena, care a dat unii din cei mai mari cercetători din lume și uitați-vă un pic pe frontispiciu. Sau Universitatea Iudaică din Ierusalim, care a scos nu știu câte premii Nobel. Și vă dau câte exemple vreți noastre și de școli și de universități și o să vedeți că această asociare între cultul religios și școala crea de fiecare dată progres și nu puțin. Faptul că există puțin moralitate și nu te duci la școală ca să faci sex în baie sau să tragi jointuri pe la colțul străzii sau să faci toate golăniile posibile, să pui la cale toate prostiile pământului de la vârste foarte mici, poate fi estompat și prin prezența bisericii în școală. Adică de la nu prea înțeleg ce a vrut să spună cetățeanul. Unde-i deranjul? De ce deranjează prezența bisericii în școală? Care ar fi motivul pentru care ar trebui să ne opunem acestui lucru? Și a rămas așa și eu un pic trăsnit și am zis, băi, da, o spune un la colțul străzi la o bere, e treaba lui, fiecare e liber să aibă propria sa opinie. O spui tu ca un formator de opinie care prezinți buletine de știri sau ai emisiunile tale care mai sunt și vizionate și te trezești vorbind, dând așa de pământ cu chestiunea asta. Am mai văzut și un alt punct de vedere, de la o persoană pe care o stimez foarte mult. Ce caută politicienii în școli? Eram să scot una nespusă. Dar care e problema că sunt politicieni în școli? Dar cine vrei să vină în școli? Să vină minerii cu bâtele? Să... Ce să facă? Să renunțăm la școală doar pentru faptul că suntem... Dar poate e bine, poate chiar e un moment de trezire în care un politician care se împiedică stângul cu dreptul și se încalță invers, poate în momentul ăla are și el un moment de revelație spirituală. Spun, bă, în sfârșit, uite, am ajuns într-o școală, e timpul să trec și eu de grădiniță și să fac bine pentru școală. De ce să nu tratăm și în această perspectivă? Mai luăm un telefon. Bună seara! Bună seara, domn primar! Bună seara! Fata de la Ștrand, am o întrebare la dumneavoastră din fața Ștrandului. Nu știți. S-a început canalizarea străzii. Și am fost la Apa Vital, m-am interesat. Și mi s-a spus să mă duc la primărie să caut o firmă autorizată ca să putem să beneficiem și noi de canalizarea străzii. Dar la noi încă știți problema noastră, că nu s-a semnalizat încă actele de strada noastră. Deci, nu știu unde ați fost. La Apa Vital, acolo. Pentru că în regulamentul de funcționare al Apa Vital, da, în... Branșamentele se realizează prin serviciile de proiectare puse la dispoziție de către Apa Vital, deci deodată relația cu Apa Vitalul este dată prin acest regulament, da, urmând ca execuția lucrării să se facă funcție de caz cu operatorul Apa Vital sau cu o altă firmă autorizată în rețele de apă și canalizare. Dar relația cu Apa Vitalul nu poate fi desprinsă sub nicio formă pentru că ei sunt cei care avizează punctul de branșament, fie apă, fie canalizare, dimensionare, etc., etc. Deci nu se face pur și simplu cum vrei tu. Acel proiect poate fi executat și de o firmă autorizată, dar după ce se încheie, să spunem, avizarea tehnică și proiectarea de către Apa Vital, așa încât cred că nu ați bătut la ușa care trebuie sau nu ați vorbit persoana competentă. Eu am fost cam se bază să faci canalizarea prin fonduri europene, am da, înțeles. Da, canalizarea, Bănicu, o au prevăzută ca și colector principal, da,
Dar branșamentele se fac la cerere de la utilizator la utilizator, că sunt care poate nu mai locuiesc acolo sau poate au abandonat locuința și etc. Deci trebuie să țineți strâns cu apa vitală, asta am vrut să zic, dar eu am să fac altceva, am să fac o inventariere a numerelor poștale de pe această stradă, că dacă intrăm să o reparăm, pe urmă să nu ne apucăm din două în două luni să mai facem un branșament, că nu mai terminăm niciodată. Cum se face de regulă? Când se face o rețea de apă, de obicei, nu de obicei, în mod obligatoriu, se branșează fiecare locuință într-un cămin, urmând ca furnizarea, adică așezarea contorului și începerea furnizării efective, să facă la cerere de către fiecare consumator, funcție de instalația interioară a imobilului. Și m-am interesat pentru canalizare. Eu spus cu firma care face săpături pentru canalizare, putem tot la ei să apelăm. Atunci când este o investiție, de exemplu, cum avem noi pe zona Copou, unde avem deja firmă care ne fac străzile și au mai venit câte unul să, câte o companie sau chiar câte o persoană să-și mai tragă câte o conductă subterană. Noi, ca să nu pierdem garanțiile de bună execuție, le recomandăm, nu putem impune, piața e liberă, să lucreze tot cu compania care lucrează pentru noi. De ce? Pentru că mie îmi trebuie garanție. Că pe urmă o spună, da, știți, Costel a lucrat pentru Ionel, s-a surpat, s-a lăsat, noi nu ne asumăm nicio răspundere, căutați orbul și scoteți-i ochii. De aceea, cred că această recomandare a venit și din partea APA Vital, ca să încercați să lucrați cu compania care deja strică infrastructura drumului, când se apucă de făcut să-și asume în integralitatea ei tot drumul. Am înțeles. Și pot veni mâine la primărie ca să văd că noi nu avem actele finalizate pe casă. Și ce să faceți la primăria? E mare. La doamna Sărbunii pentru să depunem o cerere sau la registratură, cum mi-ați dat dumneavoastră. Ei, continuați discuțiile cu doamna Cărbunii, este acolo. Mulțumim, da? Sărbuna. La revedere. Toate bune. Să nu fie eu o neînțelegere, cei din urbanismul poliției locale spun că ceea ce susține domnul Leonte nu sunt beuri, sunt teuri. Deci nu sunt blocuri cu be. Strada Stejar, bloc T1 și T2 și Ion Creangă, 53, bloc T3 și T4. Eu le mulțumesc celor de la poliția locală, dar tare bine era dacă mă trăgeau de mânică acum 2-3 săptămâni înainte de începerea toamnei. Să-mi spune, domn primar, vedeți că ați făcut o promisiune într-o emisiune și nu e onorată. Rog să încercați să faceți ceva sau să vedeți dacă deci, se poate face ceva. Sigur, se rezolvă de acum. Hai să citim niște mesaje. Domnul Solo Rotanstein, el este atent, văd, cu problemele ce țin de transportul în comun. De data aceasta vă propune înființarea unui traseu experimental cu autobuze electrice prin bulevardul Cantemir, care să aibă stația la intersecția cu aleea de Cebal. Apariția acestui traseu ar fi motivată de faptul că în zonă este un număr foarte mare de autoturisme care aduc și preiau elevii de la școli din cartierul Cantemir, provocând ambuteiaje în zonă. Prin urmare, un traseu de autobuz, zice domnia sa, că ar elimina acest disconfort și mai dă ca și exemple Piața Independenței, Palat, Bulevardul Regele Ferdinand, Bulevardul Cantemir, Nicolae Iorga, Socola, Piața Independenței. S-ar asigura astfel și legătura cu Cantemirului, cu centrul orașului. Ok. Păi da, cât de mare ar trebui să fie legătura dintre Cantemir și centrul orașului, că mă iertați, s-a trecut podul Cantemir, s-a intrat pe stradela Sfântul Andrei, care are exact 280 de metri și ați ajuns în față la Hotelul Internațional, unde sunteți deja în palat, în Palatul Culturii și în fața primăriei. Adică de la mai scurt de atâta, cred că nu s-ar putea nicăieri în lumea asta față de centru, dar, prin urmare, eu apreciez lucrurile astea. Dar sunt niște teorii, totuși. Nu o să poți lega prin transporturi, servicii publice de transport, orice punct cu orice punct. În primul rând, nu este economic. N-ar putea fi niciodată economic. Doi, nici nu trebuie. În toată lumea asta, transportul se face pe magistrale. Mie îmi pare rău și de multe ori cam cer pe-ai mei că tot combinăm traseile astea și mai intrăm și pe străduța X și pe străduța Y. Frate, în toată lumea asta care a inventat, să spunem, lucruri serioase în transportul public, se face pe magistrale, pe niște căi foarte clar alese,
care au crosurile lor, intersecțiile lor în care ai noduri intermodale în care te dai din unul, te bagi în altul. Avem transbordare, bilet valabil 2 ore. Și nu poți să circuli de la aviații 86 până în păcurari 45. Rută să trec acasă, bat la ușă, vreți vă urcați, ai, intrați, urcați, ajungem în Aurel Vlaicu, vreți, urcați, nu intrați, ai. Nu există asta, adică ne-am făcut noi extraordinar de cont. Te-ai sui pe vârful dealului. Ți-ai ales discuția că vei cobori la baza dealului, călare cu bicicleta pe jos, nu știu, cu ce vrei tu, și te sui într-un mijloc de transport care merge, să spunem, pe un ax, pe o magistrală. Și magistrala aia colectează și lasă în puncte importante de unde se distribuie către alte mijloace de transport sau pe jos. Așa în trecut erau discuții, cei din Nicolina spuneau că suntem singurul cartier care nu are o relație directă cu gara. În condițiile în care cobori Piața Unirii, te sui în... Ai din nouă te sui în 3. 4 noduri în care poți să te conectezi cu gara sau nu există legătură Copou-Păcurari. Bun, te-ai ajuns la fundație și ai sigur, nu știu câte curse spre Păcurari. Mai luăm un telefon. Bună seara! Alo, bună seara, domn primar, domn Damaschin. Sără mâna. Domnul primar, știți rugămintea data asta? Eu am văzut că ați făcut foarte multe investiții în municipiul nostru și pentru asta vă susțin și vă... pentru să, care are salubrisul, nu știu cum se cheamă, e un butoi negru prin care... Vă auzim cu întreruperi. E ceva, nu e semnal undeva. Deci, salubrisul, pentru investit, niște butoaie, cum se care, care se butoaie. Sunt recipiente sau containere? Nu găseam ieșirea, da. Am înțeles. Bine. Spuneți. Și dacă vreți să puneți la noi aici să mai pună oamenii măcar tigările. Am înțeles. Da, ați văzut pe Sarmisegetuza ce containere am adus, identificat prin desen, tipul de deșeu. În sfârșit e ceva mai curat. Foarte bune. Am zis că dacă credeți că se poate pune și la noi pe aici, e minunat. Vă mulțumesc. Da. La început, dacă m-ați auzit, vă repet o dată. Ați făcut toate investițiile frumoase și posibile în municipiu. Cine nu înțelege, lăsați-l așa neînțeles, că o să înțeleagă până la urmă. Hai bine, vă doresc să lăsați multă. Păi, ce să zicem noi, doamnă, că grădina e mare, grădina în general, grădina Domnului e mare, și mulți ne batem capul prin ea, în condițiile în care tu pierzi alegerile și a doua zi faci referendum pentru demiterea primarului, adică noaptea minții nu are limite, e infinită. Prin urmare, astea sunt vremurile. Oamenii de la diverse, să spunem, motive, cauze, s-au cam dus la vale, ceea ce ne și sperie într-un fel, pentru că și tipurile de dialog încep să se modifice în mod constant, adică te le-am uit. Eu, personal, care, să spunem, mamă are ce vechime în elaborarea documente, lumea nu mai are răbdare, adică îl certam pe unul la personal. A început să scrie, în fine, în titlul era cât de cât ok, pe unul am început să citesc așa diagonal și am ajuns pe pagina cealaltă. La sfârșit, textul vorbea despre altceva. Și nu mai înțelegeam nimeni. Ori sunt eu țăcănit, ori ce vrea asta să zică de fapt? Ce-i? Era, de fapt, ocuparea temporară a unui post, a început cu șef serviciu, termina cu șef birou, șef biroului se desfințaseră printr-o lege, zic, păi ce a avut băiatul ăsta? L-am luat la întrebări. Până și-a dat el seama că într-un alt film, deja mă enervase, mă crescuse tensiunea și am spus, dacă la mine ajung, erau 3 semnături înaintea mea, îmi dau seama că n-a citit-o nimeni până la mine. El, ca elaborat-o, n-a priceput nimic ce a scris acolo, ori a dat un copy-paste da, de pe undeva. Mai degrab. Și n-am mai făcut corecție, șefului direct a citit titlul sau ce i-a fi spus la șeful semnează că trebuie. Directorul lui a semnat și ăla ca primar. Ca primar. Și a zis la primar care dintr-o întâmplare că semna pe pagina 2, citește titlul și ultima frază mai atent din înainte a semna. Și își dă seama că la sfârșit vorbea despre altcineva. Mm-hmm. Dar câte ori fi de asta lumea nu mai are răbdare, lumea s-a sclerozat, pentru că m-am uitat și la mine. Încep ședința, ne certăm 10 minute zdrabă, cu gândul meu că de la această intrare mai furioasă o să înceapă să fie atenți, adică băi, ăsta pe bune, are mitraliera, hai să stăm cu minți, poate nu ne se ceară chiar astăzi.
După care, după un sfert de oră, dacă ai dat tonul jos, punk, primul semn că nu mai este atent. Și apasă, deci tu, pe ecranul la telefon. Îmi dau seama că mintea lui de acum a luat o razna pe undeva. Vorbesc și îl întreb. Ioan, ia zi, e bine așa sau nu? Da, șefu, poftim. Tu-ți chelea, dar eu te-am adus aici să-mi consume oxigenul din birou, bă, nu ți-e rușine. Mai luăm un telefon. Bună seara. Bună seara, domnul primar. O întrebare și o rugăminte la dumneavoastră. Vă rog. Unde aduceți caruselul anul ăsta în Iași? Caruselul? Vă referiți la ăla roșu, care l-am pus noi de sărbătorile de iarnă? Da, pe strada Cicoarei. A, nu. Păi la strand, acolo. La strand, da. Păi la strand, nu să pun în altul. Nu m-am gândit, dar n-aș vedea loc, decât la strand. Am înțeles, domnul primar. Cu ocazia sărbătorilor Iașului, bănuiesc. Da. La strand, pe tăpșanele alea. Noi avem și terenul ăla care dă înspre Cicoare. Am făcut noi un schimb acolo, trebuie să facem o intersecție mare cu șoseaua de centură. Ăla tot al nostru e și îl putem folosi și pe acela. Deci la strand. Sau în fine, în strand, în jurul strandului, dar nu oprim circulația pe Sarmisegetuza exclus. Sigur că da. Mulțumesc din suflet, domnul primar. N-aveți pentru ce. Dan Pășnicianu, bună ziua. După ploaia de aseară, tot cartierul Păcureț e greu accesibil la picior. Un om în vârstă este în imposibilitatea de a lua la picior cartierul. Care este stadiul concret al asfaltării cartierului Păcureț? Se poate da o dată concretă în care să simțim că se vor condiții civilizate și în acest cartier? Da, începând cu anul viitor, începem lucrările acolo. Proiectele sunt gata și ne apucăm de treabă, dăm drum la licitație. Oricum, anul acesta suntem deja blocați prin ordonanțe. Scrie foarte clar, nu se mai pot înainta niciun fel de proiecte, de niciun fel de tip de infrastructură, decât cele finanțate din fonduri europene sau alte categorii de fonduri care sunt deja alocate, în fine. Da, ordonanța a venit și cu vești bune, în sensul că permite primăriilor să acceseze mai multe împrumuturi pentru rezolvarea unor probleme. Acolo a fost o altă ordonanță care ne dă voie, nu numai nouă, dar și altor instituții să facă credite pentru a putea ieși din iarnă. Așa. Adică, sigur, era o chestie total anormală. Nici tu nu ajuți, nici pe alții nu lași să ajute, nu poți face lucrul ăsta. Dar întorcându-l la ordonanța, care singura veste bună este că ai 5 degete la o mână, dar ți-a tăiat doar 4. Adică să mai rămâne un deget pe care să-l folosești ca semnalizare înainte de a te scufunda. Nu știu ce să zic. Suferă administrația publică locală de câteva lucruri extraordinar de importante care nu au găsit rezolvare din cauza incompetenței decidenților. Decidentul este cel care face legea. 1. Prin toate reformele astea pe care ei le fac, n-au reușit să găsească niște criterii obiective de selecție a funcționarului public, funcție de competență și de plată, funcție de productivitatea muncii. Să chinuie, să dai cu tot capul, tot pereți și toate lucrurile pe care le-am adus noi pe tapet, care avem totuși ceva experiență, se lovesc de niște paravane de netrecut și nu înțeleg de ce. 2. Există o neîncredere de plină între legiuitor și autoritatea publică locală prin emiterea acestor ordonanțe, care nu ține cont de autonomia locală, ci le dă sub statut de interdicție ca și cum n-ar avea posibilitatea fiecare autoritate locală să decide pentru propriul său destin. Îmi spui mie ce trebuie să repar și ce nu trebuie să repar. Spune-ți ție ce trebuie să-ți faci, dacă trebuie să-ți repar druburile naționale, dacă trebuie să-ți faci autostrăzi, dacă trebuie să-ți repar spitalele, dacă trebuie să-ți repar ce ai tu în administrare. Fă-ți ție regula asta. Autorității publice locale lasă într-un mod firesc autonomia să decide pentru binele localității, adică te le încarcă cu responsabilitatea decizii și ai încredere. Că dacă funcționezi numai pe principiul neîncredere, dă-o deoparte, frate, anulează-o. Fă o singură guvernare în care fiecare ministru să faceți 42 de miniștri în loc de 42 de președinți Consiliului Județean și 3.000 de miniștri în loc de 3.000 de primari și am terminat discuțiile și am terminat cu autonomia locală. O dăm la gunoi, nu mai avem nevoie de ea. Deci nu, caută niște reguli, niște mecanisme care există în statele care cred civilizate și sunt și funcționează, în care
autonomia locală este un lucru corect și decizia să faci pe niște principii. Ai greșit, ai plătit dacă ești tont și nu știi să-ți adaptezi decizia la nevoile comunității. Dar lasă totuși autonomia să funcționeze. De asta zic că e partea bună a acestei ordonanțe, că ți-a mai lăsat un deget, ți-a tăiat doar 4, dar n-a spus care e cel bun. Ți le-a tăiat în ordine alfabetică, dar ăla care ți-a lăsat bun e deja paralizat, că trecuse trenul cu un an înainte peste el. Hai să mai luăm un telefon. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Ian Codrian mă numesc. Stau la Cuc, strada Hlincea, numărul 26. Care este problema mea? E vorba de locul de parcare care l-am, care îl plătesc. Vă rog. Nu mi se face cum să mă exprim ca să nu vorbesc greșit. Nu am facilitatea de a ieși din parcare. În special, iarna e dezastru. E parcarea din spatele blocului 998. Acum o săptămână s-a dat în primire parcul ăla care s-a investit în el, s-a făcut frumos. Mașinile din față, mai ales că sunt late, mari, Jeep, chiar și microbuze. Eu am un dosar de vreun an și ceva, am făcut reactualizare de dosar anul ăsta, cu poze. A venit, mi s-a spus că lucrarea e făcută. Ce doleanța mea care este, pe scurt? Trotuarul, dacă s-ar fi făcut, a plecat, ca să zic, burdura. De ce sunt frustrat? Pentru că blocul respectiv 994, că acolo e Teo, ca să zic așa, e de jur împrejur, e bordura culcată. Și acolo sunt mașini cu parcare cu plată. Și aici e bordura pusă normal, vertical. Da, și și înaltă și lumea nu vrea, din potrivă, este o doamnă care parchează și aici, parchează și în partea aia. În partea aia parchează pe trotuar, aici nu. Și ce se întâmplă de fapt? Vă blochează la ieșirea din parcare sau... Foarte greu este în parcare, credeți-mă, au venit și la fața locului, au venit domnul... Motivat de faptul că se ocupă sau trebuie să încălecați bordura sau nu? Nu eu. Eu am locul, loc privat, ca să mă exprim așa. În față parchează mașini, e distanța mică de ieșire și n-am mașină mare. Am un Astra H, un Opel Astra H, vă dați seama cum ies eu. Am dacă înțeles. De fapt, nu aveți spațiu de manevră ca să puteți intra și în parcare. Pentru că exact. Se ocupă cu altceva acolo. Dacă mă credeți asta, iar n-am spart eu personal gheața, 5 locuri de parcare se pot ieși, pentru că când dădeam manșalier, îmi fugea mașina ăla din față. Am înțeles. O să verific poate chiar săptămâna asta. 994 cu 998. Nu, 998 e blocul meu. Dar am înțeles. Unul are bordură culcată, alta nu, și că nu există spațiu de manevră. Bine. Și mai fac o paranteză mică. Dacă se vrea bani la buget, acolo se pot face multe locuri de parcare care parchează mașinile fără să plătească. Dacă vreți să aveți numărul meu de telefon, oricum... O să-l obținem din studio. Dacă vine cineva, mă poate suna să L-ați lăsat deja numărul de telefon și noi de fiecare dată îl luăm. Am notat. Bun. Cum vă spune? Doar numele? Ian cu Adrian. Ian cu Adrian. Mulțumim, domnul Adrian. Vă mulțumesc eu. Cu respect. Să trăiți numai bine, toate bune. Hai să mai citim niște mesaje. Corina Delea Simionic. Vă mulțumim, doamnă, pentru apreciere. E un mesaj adresat mai mult nouă. Emisiunea noastră este o oportunitate esențială pentru ca vocea cetățenilor să fie auzită, iar problemele și nevoile comunității noastre să fie aduse în atenția autorităților. Este exact ceea ce domnul primar a susținut în permanență, că e nevoie de astfel de emisiuni. Și avem și exemplu viu cu domnul Leonte, care ne-a criticat, criticat serios. Și pe bună dreptate, adică nici nu vreau să-l contrazic, pentru că sigur are dreptate. Așa, doamna Silvia Hlihor, nu vi s-a blocat niciun număr, doamnă, pur și simplu ați găsit linia ocupată, nu v-a intrat, nu v-a blocat nici. Tot doamna Silvia Hlihor vrea o audiență la domnul primar. Ok, problema locuințelor sociale, atribuirea lor vine prin plan, deși ați spus că în luna septembrie, luna aceasta, vor fi atribuite. Este întrebarea lui Jojolina, Jojo, când dați locuințe sociale? Și Elena, în aceeași tentă, am înțeles că locuințe sociale din grădinar se dau în septembrie sau mai exact
sau când mai exact, că din luna martie se tot aude și nimic. Deci în septembrie ce a mai rămas de rezolvat acolo? Să înceapă să-și, de fapt să lucrează la contract acum, ca să vină să-și prea contractul fiecare familie, care a fost deja aprobată în Consiliul Local. Vreau să aduc și eu în discuție o informație importantă, care sigur depășește oarecum sfera administrativă a elementelor punctuale despre care de regulă vorbim în această emisiune. Printre altele, la nivel mondial există un forum, se numește Policar, se referă de fapt la polimeri, la chimia polimerilor. Așa. Acest forum a fost inițiat în 1992 de către un savant american de la Universitatea din Texas, una dintre ele, și care se află într-un circuit permanent. Noi, Iașu, suntem prima gazdă acestui forum pentru toată țara din toate timpurile, deci n-a mai fost niciodată în România. A venit chiar fondatorul, Witold Brostov, un specialist, un savant american, care, sigur, interferează cu toată lumea polimerilor și a materialelor cu științe avansate. Și sigur ne-a onorat foarte mult. L-am cunoscut și eu în sfârșit pe acest domn despre care mai auzisem și chiar am rămas ușor surprins de ce a ales Iașu. Domnule, de ce n-ați ales Bucureștiul sau de ce n-ați ales nu știu ce? Și el spune, să știți că e prima dată, evident, când vin în România, Iași, totodată, dar am ales datorită recenziilor despre activitatea Institutului de chimie macromoleculară pentru ponii din Iași. Adică tălea n-a contat nici numele pentru ponii, nici Iașu ca oraș, nici mediul universitar într-un fel, ci a contat foarte mult munca institutului. Ceea ce a găsit, spunea, în revistele de profil din realizările acestui institut. Ceea ce pentru mine a fost așa un act de mândrie și de apreciere a muncii unor oameni din gura unuia dintre cei mai mari specialiști din lume în chimia macromoleculară. Prin urmare, vreau să-i felicit și am și felicitat personal pe domnul Bogdan Simionescu, care duce destinul acestui institut de multe decenii, doamna Harabagiu, actuala director, și cu colectivul de acolo. Felicitări vouă, ne faceți cinste orașului, țării, că reușiți să atrageți atenția unui asemenea forum în condițiile în care acum lumea e ruptă din punct de vedere tehnologic între Asia, China, India, Japonia și Statele Unite și încă câteva institute la nivel european. Prin urmare, felicitări! Mai avem două minute. Mă grăbesc să vă mai citesc două mesaje. O rugăminte din partea lui Tatiana Pintilii. Locuiesc în Păcurari, lângă autogara Iași-Vest. Trăim într-o mizerie de nedescris. S-au mulțit chioșcurile pe acest spațiu, iar hârtii, sacoșele și tot felul de gunoi îl suportăm noi. Plus că anumiți cetățeni certați cu bunul simț. Da, fac murdării. Bun, un focar și chioșcurile bănică pe spațiul lor la autogara, că noi nu am dat avizii acolo. Dar am să fac o verificare, doamnă, la autogara Iași, să vedem exact ce se întâmplă cu poliția locală și tot ce găsim deficient o să-i chemăm la o discuție. Am mai avut discuții cu ei, să știți, și în alte perioade. Treceau momente și mai făceau treaba, bănui că au uitat și vă vom transmite ce măsuri luăm acolo. Un ton ironic al doamnei Aurelia Carp. Nu doresc o transmisiune live de pe șantierul dimineții numărul 32, să trăiți și dumneavoastră ceea ce trăiesc eu zi de zi, an de an. Zi de zi și an de an pe șantierul dimineții. Ce se întâmplă acolo? Știe doamna să scrie. Eu știu. Ce soluție avem pentru a... Dacă e an de an, bănui că singura chestie care e an de an dimineața e răsăritul de soare. Dacă deranjează, trageți jaluzelele. Carmen Grămadă, ce soluție aveți pentru a fluidiza traficul pe strada Voinești dimineața? Avem copii care nu reușesc să se urce în autobuze ce vin pline din Miroslava și întârzie la școli din Podul Roșu, deși sunt în stație la ora 7. Dacă ea spune că minte, o să spuneți că sunt răutăcios. Stimată doamnă, întâmplarea face că în fiecare dimineață... Același traseul face și dumneavoastră. Deci, a început școala, să spunem, luni nu se pune, dar marți și miercuri începe să se pună. Și bănui de săptămâna viitoare și mai mult. 7 fără 5 sunt în mașină. 7 și 10 am fost marți pe Lascăr Catargii. 7 și 12 am fost astăzi pe Lascăr Catargii. Tot în jurul acelei,
aceleași ori, vă promit că sunt și mâine. Deci se circulă în funcție de cum ne programăm timpul de ieșire din casă. Dacă am ieșit la 7 și 10, calvar, se sparge conducta cu mașini din Miroslava, efectiv se rupe de tot, vin câte 7.000 de mașini pe oră acolo și mi-este greu să ies chiar de pe stradă, trebuie să fac niște acrobații. Prin urmare, cam așa stau lucrurile. Ne programăm timpul funcție de orele de vârf, că nimeni nu stă la intersecție. Domnul Chirica, stați, nu trece nimeni, încă n-a trecut tovarășul primar. Restul stau și așteaptă. Nu există așa ceva. Primul venit, primul servit este în trafic. Da, așa ați avut timp să vedeți cum s-a desfășurat traficul după ziua de luni? Vă temeați de zonele fierbinți, Buciu, Poatie? Vor fi. Vor fi lucruri. Încă n-a plouat. Să vedeți traficul de dimineața pe timp de ploaie, care se agravează foarte mult, o să-l vedeți pe timp de iarnă, o să mai vedeți că nu o să mai avem și noi de făcut traversări, că noi lucrăm în continuare, să știți că dimineața am avizat, trebuie făcut o legătură pe gaze naturale între Poatie și strada Mantaroșii, am văzut că și Apa Vitală are de făcut niște conexiuni pe acolo, trebuie să le facem ca să putem să asfaltăm, să spunem noi, pe perioada mai lungă de timp. Dar așa este peste tot, în lumea asta civilizată, unde mai există școli, traficul de dimineață este dominat de școală. Am vorbit cu prieteni români din Viena care spuneau, de la 1 septembrie am început școala, am început calvarul, 2 septembrie, să spunem că a fost duminică. Și tot așa, deci dimineața e dedicată școlii de regulă. Ați văzut că se aerisește repede pe la 8 și după care începe din nou pe la 11 și când încep să-și amintească să ducă unii la servici. După care, după ora 2, începe marea circulație. Un lucru care mi-a scăpat din vedere și am făcut un anunț anterior, materialul am terminat, o să vă fac o prezentare tehnică asupra fluxurilor de trafic, cam să vedeți ce înghițim noi și cine este de fapt vinovați pentru poluare. Și o să tragem împreună o concluzie. Roxana Elena, când e gata cinema Dacia? Ședința am avut ieri cu proiectantul, constructorul. Nu mai sunt multe lucruri pentru a intra în fază finală de execuție. Am mai avut niște probleme cu reașezarea locurilor pentru persoane cu handicap, pante, pentru că ei nu pot trece mai mult de 5%. Panta sălii este de 8% și ai proiectat orice sală de spectacol ca să ai vizibilitate. Am găsit soluții, în fine, străpungând un alt perete. Am intrat în fază finală și cu avizul ISU. N-am găsit încă locul pentru rezervor, pentru că acolo unde am vrut să punem rezervorul de incendiu, am dat de o conductă de gaze. Bănuiesc că o să mut eu rezervorul puțin mai în profunzimea curții de la școală, ca să am rezervor de apă și pentru școala Alexandru cel Bun. Și anul viitor vreau, la începerea școlii, să ne gândim la o recepție, poate chiar și cu spectacol. N-am făcut referire la decizia luată astăzi în ședința extraordinară a Consiliului Local, cea vizând accesarea unui împrumut pentru a asigura agentul termic în oraș în iarna 2024-2025. Așa este, ne trebuie bani pentru combustibil. E în fiecare an aceeași poveste, niciodată nu reușim să recuperăm din furnizarea agentului termic, pentru că diferența dintre costuri și preț este mare. Prea mare. Tot încerc să mai ajustez un pic această diferență pentru hotărâre de consiliu, dar văd că unii consilieri nu înțeleg că nu este o chestiune care are, să spunem, un profil electoral, dar trebuie să fim foarte atenți cum luăm decizii. Dar sunt convins că lucrurile sunt pe drumul cel bun. Mi-ar place să pot preda cheile de la această problemă. Pentru mine este o problemă mare, adică mă afectează efectiv. Mă strânge în spate, dimineața am semnat să începem cumpărarea la 198.000 de certificate de CO2. 14,3 milioane de euro pe care trebuie să le depun la Comisia Europeană. Și trebuie să le depun până la 30 septembrie, adică de la aia nu mă iartă. Penalitatea este de 100 de euro per zi, per certificat. Ori 198.000 mulțiți cu 100 și să vedeți că am ce penalitate poate să atragă. Eu stau și mă gândesc cu stupefacție și îmi dau seama din câte românii se compune România asta. Am avut și eu discuții profesionale, am sunat la Timișoara. Băi, voi v-ați plătit certificatele de CO2? Niciodată. Păi da, cred că ați ajuns la vreo 200 de milioane de euro. Aia și ce o să ne facă? Sun la Focșani. Stimată doamnă, că eu doamnă acolo. Voi cu certificatele astea de CO2 cum faceți? Nici acolo. Niciodată, dar noi nu avem bani să tratăm apa, luăm apă direct din rețeaua de apă
publică, băgăm în conducte, scol, mai, asta e viața. M-am dus și eu la IME. Păi, dar ăla nu, Constanța, nu. Noi de ce plătim zeci de milioane anual pe certificate? Șeful este o obligație. Bă, dar înțeleg, dar aia n-au obligații, nu sunt tot în țara asta, am zis, numai noi suntem în România. Da, îl sun la ministru. Nu vă supărați, trăiți. Avem o problemă. Ce o să se întâmple? Dacă nu plătim. La un moment dat, că zic, na, noi suntem la a treia etapă în care ne cumpărăm. Am mai plătit 20 de milioane de euro și acum 2 ani, tot pe certificat de CO2. Ce a răspuns? Dom'le, obligația este clară, adică scrie, comisia penalizează. Bun, și o să penalizeze Focșanului până o să depășească de 5 ori granțile Focșanului. Ce o să fie? Păi să plătim toți. Haide, șansă, ia uite-o dacă, frate. Domnule primar, trebuie să ne oprim aici, am ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru prezență și pentru informații și, evident, vă așteptăm miercurea viitoare de la aceeași oră pentru noi runde de audiențe televizate. Mulțumim. Aceasta a fost emisiunea din seara aceasta. Până la următoarea întâlnire, vă doresc cele bune.